Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 7 ianuarie. Astăzi, întâi vom vorbi din punct de vedere astrologic, după care explic coordonatele zilei. În primul rând, pe cer mi-a atras atenția o configurație foarte puternică degetului iod. Pentru cei care ați participat la webinariile mele, știți că este un moment de transformare, de schimbare, tensiune aplicată pe o planetă pentru a decongestiona o situație. Că atunci când ești pus într-o situație în care nu-ți convine de cineva și persoana respectivă tot apasă, tot apasă, tot apasă, până când explodezi și spui totul verde în față. Degetul iod se formează de această dată între Saturn, Lună și Marte. Iar vârful este luna, bineînțeles, emoția. Apoi, hai să vedem ce se întâmplă pe cer, tranzitele. Uranus retrograd în Taur, luna e în Gemeni, nodul nord în Rac, Marte în Săgetător, Jupiter, nodul sud, Mercur, Soare, Saturn, Pluton, toate sunt în Capricorn, Venus în Vărsător, Neptun în Pești, luna neagră în Pești, Chiron în Berbec. Acum, ce înseamnă pentru noi, ce aduce ziua de astăzi? În primul rând, tensiune emoțională, curiozitate, dorință de a descoperi lucruri, de a înțelege anumite situații, dar ai grijă ce vrei să înțelegi, ai grijă ce vrei să descoperi, pentru că s-ar putea să fii luat prin surprindere de lucrurile pe care le vei descoperi. Avem un puternic simț al proprietății, vești bune din străinătate, decizii legate de carieră și câteva dezamăgiri din partea prietenilor. Voi vorbi la semnele zodiacale respective, specifice, care au o problemă cu prietenii astăzi. Și vă propun în continuare să trecem să analizăm fiecare semn zodiacal în parte. Berbec. Ascendentul pe Berbec și cei care au luna pe harta natală în semnul Berbecului. Astăzi, berbecul se afirmă, face o impresie bună și ești ghidat de, nu știu, ghid spiritual, Dumnezeu, divinitate. Spune-i cum vrei, dar ești ghidat de o forță care îți conferă înțelepciune și alegeri bune legate de acte, bănci, bani, achiziții. O zi foarte bună pentru berbec. Singurul lucru, nu cădea în melancolie, nu te gândi la trecut, tu ai un drum în față și urmează-l. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Taurul astăzi primește vești bune din străinătate, care țin de recunoașterea ta socială, de afirmarea ta. Iar dacă vrei să participi la un curs, chiar și online, să știi că ești foarte bine susținut planetar astăzi. O zi plină de energie, o zi benefică, o zi plină de înțelepciune, spiritualitate. Taurul cunoaște o transformare profundă, intensă, la nivel interior și devii mult mai sigur de tine, mult mai stăpân pe reacțiile tale. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna pe harta natală în semnul Gemenilor. Așa cum am povestit în deschiderea acestei filmări, accentul cade foarte mult pe zona emoțiilor, iar luna îți tranzitează semnul zodiacal astăzi, formând o configurație specială numită degetul lui Iod în următoarele ore. Din fericire trece repede, din nefericire e intensă. De unde provine factorul de stres pentru tine astăzi? Probleme legate de bani, probleme legate de locul de muncă, ascensiune socială, nu neapărat ați păstra locul de muncă, cât mai degrabă stres legat de o competiție, o evaluare, o promovare și probleme cauzate la locul de muncă de niște acte care nu sunt în regulă sau niște investiții care nu funcționează cum trebuie.
Sămânța discordiei va fi un bărbat mai tânăr sau o femeie sau un cuplu format dintr-o femeie mai în vârstă puțin decât un bărbat. Nu neapărat, nu te gândi neapărat la un cuplu soț-soție sau iubit-iubită, cât o alianță la locul de muncă formată dintr-o persoană mai în vârstă de sex feminin și un bărbat care te stresează foarte mult, pun multă presiune pe tine și încearcă să-ți pună în cârcă ceva, să-ți pună în spate ceva ce nu ai făcut ca să se spele ei pe mâini. Luptă din toate forțele. Luptă ca și cum e lupta vieții tale. Nu permite nimănui să te învinuiască de lucruri pe care nu le-ai făcut. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna pe harta natală în semnul racului. Astăzi, o prietenă te dezamăgește sau o prietenă trece printr-o problemă serioasă de familie, nu e vorba de boală, e vorba de conflict, și ești solidar sau solidară cu ea, o încurajezi, o susții, deci ceva nu foarte plăcut din zona unor prieteni, dar, repet, poate fi dezamăgire din partea lor sau ești tristă pentru ce îi se întâmplă acestei persoane. O zi în care accentul cade mult pe spiritualitate și comunicare și nu te grăbi să iei decizii importante, pentru că s-ar putea să le iei prost, s-ar putea să nu fie deciziile alea de care ai tu nevoie. Ești emoțional, ești stresat și nu e cea mai bună zi, nu e cea mai potrivită zi pentru decizii de nicio culoare. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna pe harta natală în semnul leului. Astăzi leul are o zi foarte intuitivă, o zi în care vei ști cum să vorbești, când să vorbești la locul de muncă și mai ales cum să gestionezi o situație cu autoritățile sau o situație cu un șef. În dragoste apar niște transformări și chiar dacă este o discuție mai complicată legată de cuplul tău, nu se produce neapărat o separare acum, cât mai degrabă tu sau cealaltă persoană vă exprimați lucrurile care vă deranjează, vă exprimați punctul de vedere și spuneți foarte răspicat ce ați vrea să se schimbe în cuplu ca lucrurile să meargă așa cum trebuie. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna pe harta natală în semnul fecioarei. Astăzi ai grijă la serviciu, pentru că s-ar putea să apară o încurcătură legată de ceva în conexiune cu străinătatea. Dacă lucrezi într-o corporație, acolo ai grijă că pot apărea niște încurcături serioase în acte sau pot ieși la iveală niște mișculații făcute de alții și astea să fie subiectul bârfei zilei respective, să fie pe buzele tuturor acest subiect. Sau încerci să exprimi ceva și e prost înțeles. Sau vrei să transmiți un act, un document, o informație pe internet și internetul nu funcționează sau tehnologia îți joacă feste și informația ajunge greșită, ajunge la persoana greșită sau apare trunchiată. Deci, încearcă să fii puțin mai atentă astăzi la serviciu, pentru că pot apărea niște încurcături, nu din vina ta, ci pur și simplu că așa se întâmplă încurcătura respectivă. Pur și simplu se creează niște circumstanțe care conduc la confuzie. În schimb, primești niște vești bune legate de străinătate sau o confirmare, un răspuns pozitiv, o aprobare la o solicitare pe care ai făcut-o. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna pe harta natală în semnul balanței. Dacă puneai la cale o alianță, o asociere, un parteneriat, se pare că toate acestea ies din context sau cad
Pentru că e o proastă înțelegere vis-a-vis de niște cuvinte care n-au fost interpretate cum se cuvine sau legate de niște hârtii. Ai avut o strategie care nu se potrivește cu realitatea. Ai înțeles un anumit lucru care, uite că s-a schimbat din mers. Și îți recomand să acorzi o mai mare atenție relației tale, pentru că fiind prinsă în tot felul de activități în ultima perioadă, s-ar putea ca partenerul să se simtă neglijat și de aici să apară niște tensiuni domestice. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul Scorpionului. Astăzi, un bărbat mai tânăr încearcă să te facă de bani sau să te păcălească, să te escrocheze cu niște hârtii. Și uite că socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg, pentru că persoana aceasta a subestimat un lucru, inteligența ta. Ești scorpioancă sau scorpion și voi aveți un al șaselea simț care în anumite momente funcționează impecabil. Și uite că acum e unul din acele momente când se trezește la suprafață instinctul de supraviețuire. Și este o zi în care cei care încearcă să vă păcălească vor fi demascați imediat. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul Săgetătorului. Astăzi, săgetătorii au foarte multă inspirație și putere să iasă dintr-o situație complicată sau să țină cu mult curaj piept unei confruntări. Sunteți protejați planetar, sunteți protejați astral, așa încât să nu vă fie frică nicio secundă de nicio confruntare, de nimeni. Iar dacă cineva încearcă să vă amenințe, să știți că nu va avea resursele necesare să pună în practică amenințările respective. Voi însă trebuie să vă păstrați capul pe umeri, să aveți încredere în voi și să priviți toată situația în care vă aflați cu multă detașare. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. Astăzi, la serviciu, apar niște blocaje legate de bani, niște întârzieri la plată sau niște încurcături în hârtii contabile. În schimb, toată situația aceasta, care la prima vedere pare de nerezolvat, se rezolvă, se soluționează admirabil prin intervenția unui bărbat mai în vârstă, cu mai multă experiență. Lucrurile se soluționează la final, chiar dacă la început ai niște bătăi de inimă și gol în stomac. Lucrurile nu sunt atât de rele pe cât le crezi tu în acest moment. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna pe harta natală în semnul Vărsătorului. Astăzi, ai grijă să nu te cerți cu o prietenă legat de niște bani, de o întârziere. V-ați propus să vă întâlniți la o anumită oră, ea întârzie sau tu întârzii și vă faceți reproșuri și de aici se ajunge la un conflict care nu și-l dorește nimeni. Deci, să nu te cerți pentru că e o ceartă care va ține. Deci, măcar 2 săptămâni o să stați în conflict. Ia lucrurile puțin mai ușor, relaxează-te. În schimb, este o zi foarte bună să înveți ceva nou. Să te înscrii la un curs sau să urmărești online un documentar din care vei învăța ceva. Deci e o zi în care dezvoltarea personală contează foarte mult. Pești, ascendentul pe Pești și cei care au luna pe harta natală în semnul Peștilor. Astăzi, peștii au multă inspirație. Și ai capacitatea să vorbești în fața unor persoane importante fără să ai nicio emoție. Ai niște strategii în cap vis-a-vis de o promovare sau de ascensiunea într-un nou loc de muncă,
Iar ideile tale sunt corecte, pertinente și eficiente. Ești în mare formă astăzi și poți realiza multe lucruri legate de hârtii, acte și documente. Și s-ar putea, spre seară, să vorbești cu cineva din străinătate și ori să fii updatat, să fii informat cu ce se întâmplă sau să primești niște vești bune. Poate chiar o sponsorizare, un cadou, un dar, niște bani sau ceva de care aveai nevoie. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de 7 ianuarie. Vă mulțumesc că mi-urmăriți activitatea. Să ne vedem cu bine și la alte filmări. Și nu uitați să apăsați butonul subscribe. O zi bună tuturor!